Otilia Mantelers, mă bucur că ești, ai devenit unul dintre prietenii Herald. Și eu mă bucur foarte mult. Pentru că Herald pregătește o colecție de parenting. Tu ești un cititor, dar mai ales un cititor de parenting. Uh-huh. Pentru că ești deja un reper pentru comunitatea de părinți din România. Ești blogger, ești psihoterapeut în formare, părinte a 3 copii pe care îi crești frumos. Da. Ești organizatorul conferințelor Michael Thompson din România, din septembrie. Ești foarte implicată, iată, și în zona aceasta editorială, susții editura în publicarea de cărți de parenting. La Herald o să apară în curând cărțile, 2 cărți ale lui Michael Thompson, da, despre care o să ne vorbești tu puțin. Da. Și spune-ne, ce e cu pasiunea asta pentru cărțile de parenting? Cum ai ajuns să-ți crești copiii, 3 copii, făcând apel la astfel de cărți? Da. A început când l-am născut pe băiețelul meu, pe Iuri. Și avea 3 luni și îl puneam în pat și făcea așa din cap. Și la început mi se părea foarte amuzant, dar după aia am văzut că de fiecare dată când îl puneam în pătuț făcea așa și m-am speriat. Și am zis, voiam să înțeleg, da, pentru că nu părea fericit și nici relaxat. Și atunci am căutat cărți și am găsit-o pe Aleta Solter și din Aleta Solter am dat în alți autori și uite așa am ajuns și la Michael Thompson. Deci pe mine cărțile m-au ajutat să-mi cresc copiii. Eu știu că noi ar trebui să avem un instinct, dar la mine nu știu unde e instinctul, că nu am încredere, știi? Și Michael Thompson înțeleg că e unul dintre autorii de referință pentru tine. Poate da, nu întâmplător îl aduci în România împreună cu Totul despre mame. Iată, da, editura Herald îi publică cărțile, crescându-l pe Cain și prieten bun dușman Apric, da, care apar în curând. De ce Michael Thompson, mai mult decât alții autori, uh-huh, i-ai simțit atât de da, aproape și vrei să-l cunoască și alții? Da, uite, tot de la relația cu copiii. Într-o vară, Iuri îl speria pe un băiețel. Îi spunea niște cuvinte nasoale, băiețelul meu cel mare. Și da, el voia să devină prieten cu băiatul ăla. Și cu toate astea, de câte ori se întâlneau, îl speria. După aia se trezea la 6 dimineața și spunea că vrea să fie prieten cu Matei. Și nu știam ce să facă. Eu mă duceam și îi spuneam, îi dădeam sfaturi. Uite, mami, când te întâlnești, faci asta și asta. Și nu era bine. Și o carte de genul ăsta îți poate răspunde da, la deci eu din carte, da, concrete? Da, eu din cartea asta, din prieten bun, dușmane aprici, eu am citit că trebuie să îi asculți doar atâta. Trebuie să îi asculți pe copii, să vină la tine, să le reflecți înapoi ce simt ei și doar dacă te întreabă să le spui ceva. Poți să le povestești ceva din experiența ta, dar din cartea eu am aflat că trebuie să-l las pe el să învețe. Și a durat o vară întreagă, a mai durat încă un an și acum e prieten bun cu Matei. Deci e un proces. Învățându-l pe el să învețe, de fapt, ai învățat tu însăți da, cum da, să procedezi și ai ajuns acum să înveți alți părinți pentru da, că organizezi niște workshop-uri, nu? Da, da. În care ce înveți pe părinți în aceste workshop-uri, concret, din ce ai învățat din cărțile lui Thompson și alții? Spre exemplu, îi învăț pe părinți să nu se grăbească să dea sfaturi. Le povestesc tot așa ce am învățat și eu de la Michael Thompson și de la alți oameni, dar acum specific pe Michael Thompson, îi învăț că nu trebuie să aibă copilul cel mai minunat din lume, că copilul lor e perfect așa cum e, să pună presiune, exact asta, să pună presiune pe el, să-l accepte pe copil, că e grăsuț, că e mai ciudățel, știi, că mai da, sunt... Nu trebuie da, să avem copii standard, nu? Nu, nu, nu. Noi trebuie să înțelegem asta. Da, da. Și apoi știu că iarăși tu ai dezvoltat așa o deschidere foarte mare pentru învățatul prin joacă. Da. Joc și joacă. Da, da. Despre ce e vorba? Că de fapt e un lucru natural, de la da, sine înțeles, în da, copiii noștri, dar mulți părinți uită să facă asta. Uită să facă asta, da. Poate nu înțeleg rostul da, jocului. Uite, unul din coautorii de la Prieteni Buni, da, Dușmani Aprigi, este Larry Cohen, cel care a scris da, Playful Parenting. Și acolo el spune că nu e nevoie să-ți duci un copil la un terapeut ca să se joace cu el, ci poți să te joci tu, poți să înveți tu niște tehnici prin care copilul tău să aibă mai mare, o stimă de sine mai mare, să-l faci să-și depășească frici prin ajutorul jocului, să se simtă mai puternic cu ajutorul jocului și să învețe, știi? Să învețe. De exemplu, uite, când
când vreau să mergem undeva și copiii nu vor să se încalțe. Da. Eu vin cu sandaluțele și zic, bună ziua, bună ziua, unde este piciorușul drept? Aici e piciorușul drept. Știi, și da. Copilul se uită la joc, exact, la joc și zice, a, uite, aici e piciorușul meu. Și își bagă piciorușul acolo. Dau și un exemplu. Să nu pară că primesc ordine da. Sau educația asta severă, severă da. Să faci asta reguli strictă, da. Nu? Da, și da. Totul să fie ca o joacă, exact cum e și viața. Nu? Da, exact și cum așa? E și viața, da. Și cum i-ai văzut pe copii dezvoltându-se, nu prin joacă, prin atitudinea asta liberă, pentru că mulți părinți se tem că ar putea da. Să-și ia lumea în cap sau să devină prea răsfățați. Nu, din potrivă, ei au... I-ai văzut crescând? Frumos. Sunt și momente grele, să nu crezi că la noi e tot o joacă. Sunt și țipete și haos sigur. Și așa. Da. Nimeni da. Nu dorește un copil așa care să stea da. Băiat și să nu se miște. Nu cred că ăsta da. E rostul. Da, dar sunt... Sunt copii puternici. Fetițele mele se urcă peste tot în copaci. Băiețelul meu se joacă și cu păpușile și cu armele. Yeah. Și avem așa relația aia frumoasă. Și ce mai interesant este că copiii mei, jocul meu ăsta, playful parenting pe care îl fac cu copiii, îl fac și la alți copii mai mici. Asta mi se pare fascinant. Știi? Dacă unei fetițe de 2 ani este frică să se bage, nu știu, să intre pe o ușă, eram acum în aeroport și o fetiță mică, altă fetiță, nu a mea, nu avea curaj să intre pe acolo, prin ușa aia prin care da. Piuie. Și Ana, fata mea de aproape 5 ani, s-a dus la ea și zicea, uite, eu mă duc acolo, și făcea așa, exact cum aș fi făcut eu cu ea. Și asta mi se pare drăguț, că se apleacă și ei față de alți copii. A, devin și mult mai sociabil, de da. Fapt, învață cum să relaționeze cu alții, da. Prin da. Asta. Și jocul e limbajul lor. Și cum reușești ca părinte să-ți păstrezi, că mulți poate se întreabă, bun, ne jucăm cu copiii, dar cum ne păstrăm și atitudinea, mă rog, trebuie să ai o anumită autoritate. Da, cu limitele, trebuie să pune limite. Copiii... Adică îi abordezi și serios și în joacă, da. De când la mulți ar putea să aibă rezerve. Nu vreau să mă mai mulțumesc da. Prea mult copilul. Vreau da. Să-l învăț să fie ca un om matur. Da. Trebuie să găsești cum. Da, trebuie să... echilibru. Faza e că eu n-am observat niciodată, dar la niciun copil, că abuzează de faptul că un părinte se joacă. Adică un copil da. nu se uită la noi ca și cum el trebuie să joace în continuu. Dacă se joacă jumătate de oră, trebuie să da. Joace și cealaltă jumătate de oră. Nu. Ei fac diferența între, ok, ne-am jucat, acum am avut un timp minunat împreună, dar acum trebuie să ne spălăm pe dinți. Da. Și îi spun, uite, eu simt da. Schimbarea asta de... Da, și pot să-i spun într-un mod jucăuș, hai să ne spălăm pe dinți cu periuța care vine și dansează și așa, copilul poate să zică nu. Și atunci da. Îi spun, mami, chiar trebuie să ne spălăm pe dinți. Și tonul se schimbă, și tonul se schimbă, înțelege. Da, 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 da. Și el, inteligent fiind, probabil că o să aleagă să facă aleagă ceva să... când e tonul... Da, prietenos da, joacă, da, altfel... da, exact. Mai degrabă cooperează cu tine în joacă da. Decât... Dar e bine asta să ai, să aibă din ce să aleagă, da. Să nu fii un părinte monoton, trebuie să fii da. Mai creativ. Exact, da. Asta, de fapt, poate... Da, și asta se învață, nu ne naștem cu ele. Da. Asta e. Asta am văzut eu, că eu nu m-am născut jucăușă. Eu am, un... da. Am citit și mi-a plăcut și așa. Și citind, te-ai descoperit da. Pe tine... Da. Într-o formă mult mai complexă, da. Mult mai deschisă. Eu, fără cărți, făceam un job financiar, îți spun sincer, nu făceam treaba asta. Dacă nu citeam, eu nu ajungeam să fiu trainer de parenting. Niciodată. Da, e bine să spui asta, pentru că sunt mulți părinți care pot să aibă rețineri, să zică, doamne, ce ar putea să mă învețe pe mine niște cărți? Eu sunt un părinte de la natură foarte bun și n-am nimic de învățat din aceste cărți. Da. De fapt, tu spui că... Nu e așa. Poți să descoperi lucruri extraordinare da. Despre tine. Plus că sunt, acum 50 de ani nu erau făcute cercetări în neuroștiință, nu se știa da, cum funcționează iar... creierul. Și acum, în ultimii 10-20 de ani, s-a aflat lucrurile. Nu sunt niște simple opinii acolo, ci sunt de multe ori sunt întemeiate științific. Da, sunt cărți și cărți, știi? Sunt unele curente și așa, dar sunt unele chiar bazate pe știință și... Nu se poate, nu. Plus că noi am fost crescuți într-un fel. Noi am fost crescuți să nu mai știm să ne ascultăm de ce simțim noi, de instinctul nostru. Și atunci o carte te ajută să-ți redescoperi. Pe mine cărțile mă ajută să mă redescoper eu, să-mi redescoper instinctul. Păi, uite, chiar așa e, știi? Dacă mă ascultam din prima, mi-aș fi dat seama că
poate voiam să dorm cu copilul meu în pat din prima, știi? Dar dacă nu mai știu, ascult doar ce zice cu tare și cu tare. O să scap cumva de ce s-a sedimentat din afară. Da. Și să redevii tu. Da, să redevii tu. Pe mine cărțile mă ajută. Nimic altceva. Nu, sfat, nu, nimic. Da. Extraordinar. Mulțumim. Și eu mulțumesc.